Ministrul Apărării anunță un proiect uriaș în România, se revitalizează o companie importantă. Aerostar ar putea deveni un hub regional de furnizare de servicii de mentenanță pentru aeronave, a declarat, vineri, la Baku, ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, informează Agerpres. Aflat într-o vizită la sediul societății, Fifor a precizat că armata română are în derul are mai multe programe cu Aerostar, iar colaborarea va continua sublinierea pentru cele 36 de aeronave F-16 ce urmează să fie achiziționate în perioada următoare. Cert este că pentru câteva programe majore de înzestrare a armatei române vom colabora fără niciun fel de dubiu cu Aerostar Baku. Aici se va face mentenanța pentru avioanele F-16 pe care forțele aeriene române le au în dotare. Cei de la Aerostar Baku sunt într-o fază foarte avansată de negociere cu Lockheed Martin atât pentru F-16, dar mai ales pentru sistemele HIMARS. De asemenea, în faza foarte avansată de negociere cu Raytheon pentru programele referitoare la sistemele de rachete Patriot. Eu cred că acesta este doar începutul. Armata română sublinierea propune ca în perioada următoare să achiziționeze încă 36 de avioane F-16, astfel încât forțele aeriene să fie complet dotate cu aeronavele necesare. Întreținerea programului de mentenanță pentru F-16 se va face aici, la Aerostar. Intenționăm ca Aerostar să fie un hub regional pentru tot ce înseamnă partea aceasta de aeronautic, a declarat Mihai Fifor. Potrivit acestuia, subiectul a fost discutat sublinierei cu omologul său din Crocia. Am discutat în repetate rânduri cu omologul meu din Crocia. Car care la rândul său cumpre F-16 sublinierei caut un furnizor de servicii de mentenanță pentru aeronavele sale. De ce nu, discut me sublinierei cu celelalte țări din regiune pentru ce, a subliniere acum am spus-o întotdeauna, sublinierei prin programul de guvernare, România ce sublinierei dore subliniere te se devin un hub pentru industria de apărare, a spus Fifor. Ministrul Apărării Naționale a precizat, în ceea ce privește subliniere de achiziția celor 36 de avioane F-16, ce sunt în analiză mai multe oferte dar ce procedura de cumpărare a aeronavelor va dura câțiva ani. A subliniere TPMS se închid perioada de ofertare pentru ce a fost firesc să consultme mai multe surse. Am fost acum circa o lună în Israel, unde avem discuții avansate. Am primit oferte sublinierei din Grecia sublinierei Portugalia. Vom alege cele mai bune aeronave, cele care sunt compatibile cu nevoile forțelor aeriene. În foarte scurt timp, o delegație de la forțele aeriene va face o deplasare în Israel pentru a vedea aeronavele ofertate de colegii de acolo. Sper ca în cel mai scurt timp să putem avea o concluzie pentru achiziționarea acestor aeronave. Nu vei imagina ce aeronavele vor fi cumpărate mâine.
Este un program care se va derula pe câțiva ani, a sublinierea cum se va derula sublinierea i partea de mentenanță, de aducere la zi a acestei tehnici, a mai spus ministrul apărării. Ambasadorul SUA la București sublinierea Hans Klemm s-a declarat încântat că România este interesat de sisteme de apărare americane subliniere i-a reiterat declarația presubliniere dintelui Donald Trump, că țara noastră este un model pentru statele membre NATO, după ce a alocat 2 din PIB pentru apărare. Aerostar pare să fie un partener promitor pentru companiile americane din domeniul apărării, a declarat Hans Klemm.